Consiliile locale Prunișor și Poroina Mare ar putea fi dizolvate, asta după ce prefectul județului a cerut acest lucru în instanță. Dacă forurile vor fi dizolvate, s-ar putea ajunge la alegeri anticipate. Am constatat că nu au fost luate și nu s-a putut întruni Consiliul Local și nu au luat nicio hotărâre în ultimele două ședințe. Ceea ce ne obligă, de fapt legea ne obligă să cerem în instanță dizolvarea Consiliului Local. Este al doilea Consiliu Local pentru care cerem dizolvarea. Primul este la Poroina Mare și ne aflăm în faza judecării pe fond. Tâmna este însă campioană în ceea ce privește neregulile administrative. S-ar putea ajunge la alegeri anticipate chiar în scurt timp. Mai avem în faza de apel la Craiova și acțiunea de finalizare a procedurilor, pentru că noi nu am emis decât ordinul, în alta curte a decis, de casație și justiție, pentru procedurile de declanșare a alegerilor pentru comuna Tâmna. S-a ajuns în această situație după ce primarul Ion Cioară, dar și viceprimarul Iliuță Dumitru Șerban au fost găsiți în conflict de interese de către Agenția Națională de Integritate.